Potrivit unui bilanț prezentat de prefectul Alexandru Moldovan în județul Suceava, promovabilitatea la examenele pentru obținerea permisului auto în anul 2023 a fost de 42%. La proba teoretică, promovabilitatea a fost de doar 42,66%, în timp ce la proba practică s-a înregistrat un procent similar, de 42,99%. Aceste cifre se referă la examenele pentru obținerea permisului auto categoria B. Prefectul a subliniat că, în ciuda acestei scăderi semnificative a promovabilității, numărul total de candidați a crescut în 2023, în comparație cu anul precedent. În ceea ce privește activitățile de anul trecut la proba teoretică și la proba practică, la fel am vrut să facem o comparație cu anul precedent, întrucât au crescut semnificativ numărul de candidați care s-au prezentat. Mai mult, am dat posibilitatea candidaților să se prezinte de mai multe ori. Comandantul serviciului mi-a dus la cunoștință că au fost cazuri, și nu puține, în când aceeași persoană s-a prezentat în cursul unui an de 9 ori până a luat permisul de conducere. La proba teoretică anul trecut s-au prezentat un număr de 27.378 de candidați, peste 2.500 plus față de anul precedent. Iar în ceea ce privește proba practică, 27.382. Diferența față de anul precedent este de 7.335 de persoane. Acest lucru a fost posibil datorită faptului că avem la nivelul serviciului 16 polițiști care pot efectua activitățile specifice probei practice. În ceea ce privește statistica de promovabilitate la proba teoretică pe categorii din 2023, pe care o să vă punem la dispoziție în totalitate pe categorii, cred că interesantă este categoria B. E vorba de un procent de 42,66%. În ceea ce privește la statistica la proba practică pe categorii, la profesioniști, de exemplu, avem la categoria A 91,43%, la categoria C 61,65%, la D 75%, avem și procente de 95%, dar în ceea ce privește categoria care e cea mai întâlnită, categoria B, 42,99%. În ceea ce privește agenții examinatori, bilanțul anului trecut al serviciului permis auto include o statistică detaliată a promovabilității pentru fiecare dintre cei 16 agenți. Nu ne-am oprit în analiză și am dorit cu șeful serviciului să facem o statistică a procentului de promovabilitate pe fiecare din cei 16 ofițeri sau agenți de poliție care au desfășurat activități de examinatori. Și am luat numărul de candidați, numărul de candidați admiși și respinși, inclusiv cei neprezentați, iar procentele sunt între 89,06%, cel mai mare, și cel mai scăzut, 31,96%. De ce am făcut acest lucru? Pentru că am avut unele semnale, unele sesizări, nu s-au confirmat, am dispus și verificări în acest sens și voi continua să o fac, cum că la nivelul unor examinatori ar exista o anumită atitudine mai rigidă. Le-am explicat și această solicitare extrem de colegială o să o continuăm în relația cu directorul de școli de șoferi, explicându-le și procentul de accidente la nivelul județului Suceava, inclusiv de accidente grave. Consider că o bună pregătire a acestor candidați e în măsură ca acest lucru să fie redus. Și atunci, din discuția pe care am avut-o cu colegii mei de la serviciul de permise, păstrăm aceeași atitudine extrem de atentă în ceea ce privește verificarea candidaților la proba practică.